Un autograf muzical nostalgic, realizat în 1988, da, Marianoi? Da, așa este. Într-o splendidă emisiune a cărei semnătură o purta Ileana Vlad și regretatul Tudor colega, Vornicu. Colega de emisie a regretatului Tudor Vornicu. Iată o reîntâlnire cu Maria Noghi după câți ani de absență, nu numai de la televiziune, dar și din țară. Și din țară după o absență de 7 ani. Acum. 7 ani. 7 ani, da. Și unde ai fost? Am fost în timpul ăsta, am fost în Cairo. Da, la Cairo, în Egipt. Cairo, Egipt, da. Am fost în Yemen, da. Am fost și în Franța, am stat 6 luni la Paris. Domnul Puiu Călinescu ascultă cu mult interes felicitări. Toate aceste marturisiri pe care ni le faci și uite o întrebare pe care i-am pus-o și dânsului. Ce sentiment ai față de întâlnirea cu, reîntâlnirea cu telespectatorii noștri acum? Este întrebarea pe care i-am pus-o Mariei. E bine și așa. Așa. E bine și așa. Deci, Maria, noi? Ce sentiment, ce pot să vă spun? Am emoții, bineînțeles, da. Am emoții pentru că sunt prima oară în direct într-o emisiune și vreau să mulțumesc tuturor prietenilor și în primul rând domnului Samuile că m-ați ajutat și ați asigurat această apariție și a telespectatorilor să reamintesc că pâinea artiștilor de fapt sunt aplauzele, da, spectatorilor și a publicului și cu aplauzele lor de fapt ei îmi asigură existența pentru care vă mulțumesc pentru toți. Cine sunt compozitorii cei mai îndrăgiți cu care ai colaborat? Eu am colaborat până în momentul de față numai cu compozitorul Petre Magdin. Da. Și cam atât, să vedem acum ce speranțe, ce e plină de forță de muncă și să vedem, să sperăm că să întâlnesc și noi compozitori care să-mi scrie pe stilul meu. Îmi dai voie pentru că întrebarea era pusă în așa fel încât era gata să răspundă și Puiu Călinescu la ea. Ce sentimente încearcă actorul nostru, Puiu Călinescu, la această reîntâlnire cu telespectatorii? Sentimente... M-a emoționat. Totdeauna ne emoționează frumosul, nu, domnul Puiu Călinescu? Interpretare, bravo. Tot ce trebuie, voce, camarada, dar totuși mai sunt și minuni, da. Dar m-a impresionat treaba, când e vorba de un cântec, de inimă, de duioșie, de dragoste, de-aia totdeauna, iertați-mă, mi-am pus întrebarea firească, cine a inventat dragostea, cum, așa deodată, și m-am documentat și, în sfârșit, am mers acolo unde trebuia, Adam, de aici a început. Adam care îi bea pe Eva. Dragoste mare. Nu l-am cunoscut pe Adam, sincer să fiu. Gică Petrescu l-au cunoscut, au jucat și table. Dar de-aia m-am interesat. Ce făceau ei afară de dragoste? Schimb de mărfuri. Adică Eva i-a dat lui Adam un măr. Remember. Și Adam i-a dat Evi o coastă. De atunci s-a inventat cu sacul la borcane, alimentarea, papa. Încă o pereche care se iubea un praznic, Romeo iubea pe Julieta, se iubeau. Într-o zi, Romeo n-avea ce face, se plictisea, nu se inventase gredele, manifestațiile, ce să facă, a luat un cuțit, aer condiționat. A băgat pe aici, a ieșit pe aici și după aia s-a plasat pe orbită. De-aia mă gândeam, apropo de dragoste, dacă Romeo, dragul de el, lua un cuțit de la unul din restaurantele noastre și făcea așa cu el, trăia așa cum. Yeah? Revenind la Maria Noghi, aș vrea să știu care sunt proiectele. Unde vei cânta în continuare? Ce vei face? Proiectele, în primul rând, aș vrea să fac piese noi, da, cât și piese românești de la compozitor român. Și din repertoriul internațional și câteva turnee prin țară. Mă rog, acum nu mai știu în cât timp trebuie să mă întorc în Egipt, dar cred o să stau 3, 4, 5 luni, să zicem, în țară. Deci turnee și melodii noi pe care chiar am nevoie. Și acum hai să facem un arc peste timp. Am început cu o piesă înregistrată,
de noi, o piesă nostalgică. Te rugăm în priză directă o piesă aici, în Studio 1, la Teleclubul de Sâmbătă, da? Da, piesa se numește, este de repertoriu internațional, da? Și se numește Dar noi nu vom uita. Nici noi nu vom uita. Succes! Mulțumesc! Succes, dragă!